Te ai gândit un momentul în care ai revenit că vei prinde așa repede postul de titular? Nu, e un lucru bun că am reușit să intru în echipă. Mă bucur mult că am jucat aceste două meciuri, cred că am făcut două jocuri bune și sper să fiu în continuare echipă. Cât de mult crezi că te-a ajutat împrumutul la Chindia? Foarte mult. A fost un lucru bun pentru mine să plec un an. Am acumulat experiență, am avut meciuri în picioare și sper să joc și aici din ce în ce mai bine. V-a pus în gardă victoria celor de la Voluntari pe CSD? Nu cred. Voluntari are o echipă bună, o echipă care este în formă, a acumulat 7 puncte în ultimele 3 meciuri, dar cred că noi, dacă o să ne facem jocul nostru acasă, trebuie să câștigăm. Credeți că echipa este mai puternică decât în sezonul trecut, poate cu cerititul? Nu știu neapărat dacă este mai puternică, dar cu mai multă ambiție și motivație pe teren, cu siguranță se poate câștiga titlul. Cum privești concurența de la mijlocul terenului? Avem jucători foarte buni. Asta mister va decide pe cine va introduce în teren, pentru că suntem jucători buni, cu calitate și fiecare jucător poate ajuta echipa. La Chindia avem un rol mai ofensiv. Ești mulțumit de postura de mijlocaș la închidere, la Craiova? Și la Chindia am jucat, doar că am jucat 4-4-2, am jucat tot mijlocaș central și nu este mare diferență la post. Mulțumesc mult! Câți sunt jucători în acest moment și cât au interacționat cu cei care au fost depistați cu COVID-19? Ba, jucătorii se simt bine, ne-am antrenat foarte bine și nu au interacționat cu persoane care sunt bolnave. Și cine singurul jucătore care e depistat pozitiv s-a antrenat singur pentru că e accidentat și atunci n-a fost în lotto cu jucătorii, s-a accidentat, s-a separat, s-a antrenat. Și jucătorii, echipa sta bine din punctul de vedere moralul și de pregătire. Este un meci special pentru dumneavoastră. Cu ce poate să-l surprindă Teja? Ba, nu e un meci special. E normal că am trecut prin această echipă un an pot spune 14 luni și am stat acolo foarte bine primit all'inceput și în sfârșit oricum ne-am despărțit, dar nu a fost niciun fel de problemă. Cu Voluntarii am trecut prin momentele foarte, foarte bune și prin momentele mai puțin bune, dar eu acolo am amintire foarte, foarte frumoase. Care este situația lui Cicăldău? Poate vola la capacitate maximă și dacă sunt alte probleme medicale? Nu, Cicăldău s-a antrenat nu la capacitate maximă, normal, pentru că a fost lovit aici în cap, dar se pare că sta binișor. Eu zic că e un jucător important, vom vedea oricum, pentru că, repet, nu s-a antrenat la capacitate maximă. Dar e un jucător che in fiecare momento poate face ceva de osibit. Din partea cealaltă avem giocatori che am recuperat in aceste 3-4 zile, dar vom vedea. Vom vedea, pentru că oricum nu sunt recuperate la 100%, dar încet, încet vor reveni și ceilalți jucători. Suporterii cer încă 9 puncte din 9 până la întrerupere. Acesta este obiectivul? E normal că și noi ne dorim cu suporterii că încercăm să castigăm meciul. Noi ne gândim mai întâi la meciul cu Voluntarii, pentru că va fi un meci, zic eu, foarte greu, pentru că echipele de Mihai Teja, che conosco foarte bine, începe mereu foarte bine campionatul și anul trecut cu Iașiul era, mi se pare, acolo, în fruntea clasamentului și atunci nu e ușor pentru noi, dar suntem pregătiți bine, avem o echipă cu jucători buni și vom da 100% pentru castiga aceste 3 puncte.
și e obiectivul nostru, e normal să castigăm și ceilalte, dar important acum e meciul de mâine seara. Aveți o revanșă de luat față de cei de la voluntari, având în vedere modul în care v-ați despărțit? Nu, deja am zis puțin în urmă că nu am nicio revanșă, sincer. Eu, repet, am stat foarte, foarte bine acolo, ne-am salvat primul an, a fost o minune și după, e normal că nu ne-a ieșit aproape nimic al doilea an, dar și ne-am despărțit, dar nu, eu am, repet, amintire frumoase despre persoane care am colaborat acolo și, repet, nu pot să spun nimic de rău despre voluntari, sincer. Ați vorbit de mai multe ori de noi transferuri. Când credeți că se pot definitiva lucruri? Am vorbit numai o dată de transferuri, dar nu vreau să vorbesc despre acest subiect, pentru că în acest moment noi am o echipă bună și încercăm să facem treaba. După vom vedea, dar în acest moment noi trebuie să ne gândim 100% la un match de fotbal, adică aceste 3 meciuri până la pauza și după vom vorbi, dar în acest moment nu are rost să vorbim de altceva. Pe ce posturi vă mai doriți jucători? Nu, asta e în legătură cu o întrebare care m-ați pus. Un pic în urmă, eu zic, repet, că noi ne gândim la acest match cu voluntari și nu avem nevoie să vorbim de transferuri. Eu am o echipă, am jucători buni, normal vom vedea ce vom face, dar în acest moment ne gândim, suntem 100% concentrați pe acest match foarte greu. Sunteți mai atent la voluntari după ce a bătut pe FCSB? No, eu de obicei sunt atent mereu la orice echipă care întâlnesc în parcursul campionatului. E normal că voluntarii, repet, prin statisticile și de Mihai, antrenorul lor, și oricum voluntarii care au început foarte, foarte bine acest campionat, e normal că suntem mult atenți. Trebuie neapărat să fim atenți, pentru că e o echipă care joacă bine, are jucători valoroși și un antrenor valoros și e normal că pentru noi ne va fi greu. Trebuie să facem un match foarte, foarte bun din toate punctele de vedere pentru a castiga aceste 3 puncte. Mulțumesc mult! Ok, mersi!